Dumnezeu a avut un plan mare cu poporul său Israel. De câteva ori, în Isaia și în alte scrieri vechi testamentare, Dumnezeu spune, te voi face lumina neamurilor. Veți fi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Lucru care se proiectează în Apocalips 14 cu versetul 6-7, unde spune că un înger zboară prin mijlocul cerului să vestească Evanghelia veșnică către toate noroatele. Am fost în Africa, în două țări, cu două case diferite. Crește lucrarea. Pentru că atunci când spui în Africa Seventh Day Adventist sau Adventist, ziua șaptea, oh! Un prieten de-al meu, mergând pe urmele unui documentar, s-a produs un documentar de 10 episoade a câte o oră, vă spun mai târziu dacă vreți, s-a dus într-un loc în care nu poate intra un om fără să-și riște viața. E Congo Democratic, fostul Zair. Experții spun că Congo este o mină uluitoare de bogății, de minerale și metale rare. Ce nu există în alte părți, totul e concentrat în Congo Democratic și marile puteri au tot interesul să conserve, să păstreze o stare de haos. Acolo nu există guvern. Există unul, dar este păpușa, marioneta. Acolo nu există poliție, armată. Există una mică care se teme să iasă din cazemată, din cazări. Pentru că fiecare regiune, pe unde mergi, din 20 în 20 de kilometri, câte o barieră pe drum, și o miliție locală cu puștile, și fac ce vor. Prietenul meu avea un aparat de filmat în rama ochelarilor săi de soare. Și a filmat lucruri care, dacă s-ar fi aflat, ar fi fost consumat de furnici, de fiare, sau ars. Acolo însă, biserica este o flamură care fâlfâie în vederea oricui. Și mi-a povestit un caz. Ei s-au dus pe o adresă, pastorul cutare, la bariere, unde erau tot felul de miliții, gărzi, care făceau ce vroiau. Unde mergeți? Sunt adventiști. Adventiști la cine? Pastorul cutare. Bine, poftiți. Ne-au cerut bani, dar nu viața. Și spune el că la un moment dat erau acolo, au stat câteva zile, se scurgeau oamenii de pe dealuri, toți săraci. Veneau în biserica adventistă și dacă ați ști cum a fost pe vremurile cele mai crunte a lui Antonescu sau ale comunismului, de dimineață din zor până seara târziu, să fie împreună, să cânte, să laude pe Dumnezeu. Și spune în timp ce stătea acolo, un cetățean oprit de poliția marelui oraș unde erau cantonați, l-a oprit actele. Păi nu le-am la mine, te arestez că n-ai acte, circul ilegal. Nu, domnule, am acte. De unde să știu? Că eu sunt adventist, întrebați pastorul adventist. Și când a sunat, a spus eu, pastorul, certifică acte. Bun, liber. Un pastor adventist este mai important ca autoritate și ca mărturie decât oficialii. Cum cunosc alexandrinii Biserica Adventistă? În 2003 am fost solicitat să țin în Kiev
o serie completă de evanghelizări, care începea cu sănătate, apoi antistres, s-a întins pe o lună jumate. Iar la urmă m-au rugat să țin Galileanul, că așa au vrut ei, 16 teme. Cu ocazia aceea am aflat o istorie. În Ucraina nu prea existau catolici în Kiev, ortodoxi, și ăia sunt împărțiți în trei. Nu se înțeleg unii cu alții. Și a intrat în Kiev Biserica Catolică, care a cumpărat nu o biserică cu turlă, o clădire mare cu teritoriu, au avut bani. N-au ținut nicio slujbă. N-au fost cu popa pe la uși. Au anunțat doar o pancartă, cursuri de engleză pentru copii, excursii, călătorii. Și făceau călătorii în afara Ucrainei. Mergem în Polonia, excursie la Cracovia. Mergem în Germania, Suedia. Și vă dați seama că s-au înghesuit părinți cu copii la porțile acelei clădiri. Iar acum este o biserică catolică destul de importantă și mare în Ucraina. Ce anume a făcut ca biserica catolică să aibă priză? Mai întâi de toate și-au căpătat un nume apreciat și bun. Ceea ce se întâmplă în Congo Democratic, ceea ce se întâmplă în Brazilia, nu o să știți ce este în Brazilia, doar în America Latină n-am fost, și în Antarctica, dacă e vorba de continente, astea nu le-am vizitat. Am fost cu treabă. Și vreau să vă spun că în America Latină o biserică, dacă crește, câți membri sunt aici? 170. Dacă o biserică trece de 50, trebuie să ruiască. Și pleacă. 30 rămân, să zicem 20 pleacă. Când ajung la 50, iară se divid. Și spune că la fiecare colț e câte o biserică. N-arată așa, n-are balcon. Dar are viață. În Brazilia, adventist este un titlu de noblețe, de onoare. Cum e percepută biserica în Alexandria? Noi avem o evanghelie minunată. Avem tot adevărul. Care e numele nostru? Pentru că înainte ca oamenii să accedă la adevăr, cu mintea, trebuie mai întâi ca imaginea bisericii să fie de dorit, să fie plăcută, să fie ce exemplu să dau, să fie un loc în care te-ai simți foarte bine, pentru că îți dă mai mult decât confort. Oferă Biserica Adventistă confort alexandrinilor? Sau sunt pocăiții sâmbătari? Care e diferența? Am trecut pe drum benzinării. Unele private, altele mai cu firmă, cu o companie mare în spate. Ce m-a făcut să mă opresc la un punct de carburanți, la o stație de benzină, care nu era cunoscută? Dar m-am oprit. Pentru că imaginea ei
îmi crea simțământul confortului, a unei certitudini că ceea ce cumpăr nu este prost de calitate. Știți ceea ce contează cel mai mult în comerț? Noi spunem publicitatea. Nu știu dacă ai face publicitatea la ghiță SRL, dacă oamenii s-ar înghesui. Aș putea să investesc, să pompez 1.000 de euro, ghiță SRL. Chiar dacă omul ar fi expert, venit din Anglia, știe să șurubărească motoare, dar ghiță SRL n-are imagine. Spune Euro Auto. Oh, nu? Are un alt impact asupra minții tale pentru că promite ceva grande, ceva rotund. Imaginea precede misiunea. Și dacă imaginea noastră nu e sau e defectă, lasă bă că știm pe cutare și o știm și pe cutare. Dacă imaginea e defectă, adevărul e compromis, dragii mei. Nu mai merge, se blochează, punct. Spuneți-mi, când se opresc doi câte doi cu căruciorul și cu reviste, turnul de veche, nu știu aici sunt, se opresc mai și stau. Cât se interesează de publicațiile lor, care au totuși arată bine, dar știm că sunt ăia. Nu le spun numele că nu batjocorim pe nimeni. Și imaginea lor, a unora care pun tal piciorul în ușă, știi, și nu te lasă și vor să te convingă, să te strângă, să te fure, parcă nu-ți vine. Dacă ei câștigă, câștigă pentru alt motiv și câștigă. Pentru că stabilesc relații personale acolo unde reușesc să pătrundă în casă. Și acum mă întreb, care este imaginea adventismului în cea mai concentrată densitate de adventiști pe metru pătrat din țară? Pisica odată se lăuda, zice, eu sunt neam de tigru, mâță. Degeaba ai avut tu rude sau te-ai tras din tigrii, dar ești o mâță. Haide, frații mei, trebuie să schimbăm ceva. Trebuie ca oamenii să descopere în noi ceea ce Dumnezeu ne-a dat să fim. Ceea ce Dumnezeu ne-a făcut să fim. Aș vrea să vă spun un proiect. Acesta e motivul formal pentru care mă aflu la dumneavoastră. Proiectul se cheamă Manifestarea muzicală a marelui cor și orchestră Gloria Dei în Alexandria. Este corul național care însumează, deja m-am uitat pe liste, s-au înscris deja, sunt aproape 100 de coriști și orchestra de vreo 40 de persoane. Păi, n-a văzut Parisul, așa ceva este expresia, ce n-a văzut Parisul. Adevărul este că e un lucru deosebit. Și vreau să știți că acest cor este un cor internațional, chiar dacă marea majoritate sunt din România. Sunt persoane din Ucraina, din Moldova de peste Prut, din Ungaria, din Austria, Germania, Suedia. Sunt puțin obosit și am nevoie să mă susțineți, vă mulțumesc. Și vreau să spun că acest cor și această orchestră a avut ocazia pe 22 decembrie să-și desfășoare calitățile și darul primit de la Dumnezeu în sala mare de concerte, sala radiodifuziunii. Are aproape 1.000 de locuri, 900 și vreo 39
jumate Sara a fost, nu, hai să zic altfel, pe 14 noiembrie am pus biletele în vânzare prin agenția bilete.ro. E cea mai mare agenție din țară și prin online comanzi bilet, faci rezervări și așa mai departe. Pe 14 noiembrie, pe 10 decembrie, cu două săptămâni aproape, în 22 era concertul, nu mai era niciun loc. Și disperat să mă întreba oamenii, domnule, vreau un loc și eu, te-ai trezit târziu. Nimeni nu se aștepta să fie așa o mare sete și așa o mare, știu, foame după un concert de nașterea Domnului, corul și orchestra Gloria Dei. Sala radio, pe care am frecventat-o ca muzician, am fost violonist, n-am văzut-o vreodată, poate odată, așa de plină. Și acolo vin nume mari, nume grele, dirijori de mare talie, Zubin Mehta, de exemplu. Ar putea evenimentul să fie un aha pentru Alexandrin. Dacă însă nu e pentru noi, dacă nu e pentru adventiști, că nu noi trebuie să participăm la concerte, că noi cântăm destul, avem și corul, ce mai vreți? Dar dacă noi putem să transmitem mesajul fără anexe de propagandă religioasă. Și dar uite un concert deosebit, e de Paște, că va fi pe 5 aprilie. Va fi un concert de Paște. Noi ne pliem după calendarul lor să le oferim ceva care cu adevărat să-i tragă spre Dumnezeu. Ce ziceți? Ar putea să fie ceva deosebit? Sala radio de aproape 1000 de locuri, jumătate era cu persoane neadventiste. Sigur, unii au aflat că sunt amatori de muzică bună. Alții, prin membri, au reușit să facă legătura. Facem tot ce putem mai bine. Asta e. Dragii mei, și acum vine întrebarea. Vă interesează acest proiect sau îl putem anula? Noi nu avem niciun contract încă cu nimeni. Iar cei care vin și cântă, să știți că vin pe banii lor, nimeni nu le plătește drumul. Și unii vin din Oradea, Satu Mare, din Rădăuți, din, știu eu, Arad, din Tulcea. Și pierd o zi, poate o noapte, vin din Chișinău și vă rog, rețineți, pleacă azi și ajung mâine la aceeași oră. Merită sau nu? Ce credeți? După răspunsul dumneavoastră e nu. Păi nu, că e o tăcere de mormânt. Ce credeți? Merită? 35%. Da. Cine știe? Poate mai bine nu. Mai întreb o dată, vreau să fiu convins. Credeți că merită? 65. E un pas înainte, dar nu e 100%. Nu știu corul dacă ar răspuns, balcon ați răspuns. Credeți, frați de la balcon, surori? Trei surori. Mai aveți timp să vă gândiți și puteți spune nu oricând. Dar dacă ne angajăm, ne angajăm bilateral. Adică avem nevoie de noi să dăm tot ce putem. Am venit de vineri și am plecat duminică. Avem repetiții, avem nevoie de, știu eu, un spațiu care să repetăm vineri seara, sâmbătă dimineața și sâmbătă după amiază. Un spațiu semnificativ. O să vorbesc, o să avem un comitet seara de la 6:15 aici, o să vină frații pastori și comitetele din ambele biserici, să vedem dacă putem pune cap la cap lucrurile. Ceea ce se cere din partea
frățietății, și acest lucru este minimul, cerința standard peste tot unde am fost, ca să se ofere un loc, un adăpost pentru cei care venim. Să știți că nu suntem pretențioși. Un loc să pui capul. Credem că în aprilie nu o să fie gerul bobotezii, nu o să fie nevoie să faceți foc. Unde se culcă unul, poate să mai stea încă unul, doi. De regulă, se face un cazan mare, 3-4 surori gătesc o zeamă lungă. Oamenii nu vin ca să mănânce, să se îngrașe, vin doar ca să poată să aibă putere suficientă să cânte. Deci cazarea și masa prin bunăvoința frăției, care este în Alexandria și în zonele din jur. Pentru că va fi un eveniment nu doar pentru urbe, ci pentru zona limitrofă, sateliții orașului. Mergem mai departe? Aoleu, frate, nu mai zic nimic. Am încheiat subiectul și rămâne ca, știu eu, cu comitetele să mai discutăm. Aș vrea să citesc un singur fragment, după care să las loc la părtășie, întrebări, dezbateri. Aveți Bibliile la dumneavoastră? Vă rog să le deschideți. Și vă rog, nu afișați versetul pe ecran. N-aveți obiceiul acesta. În capitolul 15 din Evanghelia după Ioan, Ioan 15, aș vrea să țineți minte că această prezentare, această vorbire a Mântuitorului, acest mesaj al Domnului Hristos, are loc chiar la cina cea de taină. În capitolul 13 se spală picioarele, se frânge pâinea, vânzătorul este descoperit, Iuda iese, iar în capitolul 15 Mântuitorul rostește un mesaj testamentar. Știți ce înseamnă testamentar? Adică eu plec și îți las ție un cuvânt care să fie identitatea ta, declarația de misiune, tot. Și în Ioan 15, Mântuitorul, după principiul pedagogiei sale, povestirea, analogia, parabola, metafora, asta e metoda Domnului Hristos. Și ar fi bine toți cei care sunt în relație cu copiii, cu tineretul pedagogii, să știe că niciodată nu avem dreptul și nu avem voie pentru mintea lor să vorbim abstract, ci trebuie tot timpul prin concret. Mântuitorul folosește o parabolă. Vița. Vița era un simbol al Israelului. Cineva a fost în Israel și mi-a dus o insignă, doi bărbați, o prăjină între ei, continuați. Și un strugure imens care ajungea până la călcâiele lor, Israele, vița aleasă. Vezi Isaia, capitolul 5, dacă nu mă înșel, unde spune, am avut o vie, am sădit cea mai bună mlădiță, am împrejmuit-o, am făcut, am tres. Ei bine, Mântuitorul spune câteva cuvinte care au și caracter de revelație cu privire la mântuire sau pierzare. Vă rog, țineți cont, parabola viței are de-a face cu salvarea, cu mântuirea. De la capitolul 15, versetul 1 până la, hai să spunem noi, 16, poate să fie 11, dar 16, Mântuitorul vorbește despre eu sunt adevărata viță, Tatăl meu este vierul, voi sunteți mlădițele, mlădița aduce roade, care ne aduce roadă, soarta fiecăreia. Puteți să-mi spuneți care sunt
cele două cuvinte care domină întreaga parabolă. Încă o dată, de la 1 până la 11, mai exact, dacă vreți să adăugăm și versetul 16, Mântuitorul rostește solia lui și apare în mod obstinat, repetat, două cuvinte. Un frate de la Conferința Generală de la Biblical Research Institute, Institutul de Cercetări Biblice, fratele Eckhard Müller, mi-a spus că un mod de a putea afla care este tema unei pericope, a unei părți, unui segment, unui capitol sau unei părți de capitol, numără frecvența cuvintelor. Și dacă un cuvânt se repetă din nou și din nou, din nou, destul de mult, acolo este punctul de lovire. Iar eu am numărat. Știți dumneavoastră care sunt cele două cuvinte care se repetă iarăși și iarăși și iarăși și iarăși? Rămânere de 13 ori. Rămâneți în mine. Eu voi rămânea în voi. Dacă rămâneți în mine, dacă nu veți rămânea, rămânere. 13 ori. Și mai a doua la? Cum? Roada. De 10 ori. Vă rog, țineți minte, este o relație între rămânere și roadă. Este o relație între pământ, soare, nu? Nutrienții din sol și fructe. Între sevă și dulceața roadelor. Între mamă și puiul din pântece. Există o relație ombilicală între o roadă sau rod și Hristos. Și aș vrea să citesc doar câteva versete. Aveți Biblia? Hai să citim împreună. Vă rog să citiți versetul 2 cu voce tare. Cineva se ridică și citește. Vă rog. Frate, foarte bine, mai citeți mai rar și întors pe sală. Rar, popește. Foarte bine. Ați citit foarte bine, vă mulțumesc. Adică, cu adevărat, s-a înțeles, s-au pus pauze ca omul să decanteze foarte bine. Două tipuri de credincioși. Oh. Înainte de a... Înainte de a trage o concluzie, vă rog să citească altcineva de pe rândul acesta, poate o soră, ca să nu fie așa, să citească versetul 6. Haideți, fată, copil, sora. Vă mulțumesc. Câte tipuri de creștini sunt prezentate în aceste două versete? Ia, mai uitați-vă și spuneți-mi la final. Cât? Trei sau două? Cine a zis trei? Mâna sus. Un bărbat a spus și vreau să vorbesc cu el. Uite că nu ridică mâna, se jenează. Așa, de care să le-a trei? Zi, frate. Primul verset, numărul 2. Sunt două tipuri de credincioși. Care sunt? Rămân în el. Da. Nu, și explicăm, care sunt astea două? Creștinul care rămâne în el și aduce roadă, și creștinul care e în el... Nu. N-aduce. E un nonsens.
ceva grav. Un copil în pântecele mamei, mort. Rămâne în el, dar e mort. Când se naște, este mort. Nu știu dacă înțelegeți. Deci, mulțumesc. Și al treilea, mai spunem al treilea, din versetul 6. Nu. Care nu rămâne în el. Deci, e unul care nu rămâne și doi care rămân. Câți supraviețuiesc sau câți sunt mântuiți? Unul singur, e uluitor. Care e roada ta? Doamne, țin sâmbăta, mare roadă, altceva. Nu mănânc purcei, mare roadă, ce mai vreau? Nu beau nici alcool, nu mă uit la prostii. Asta e roadă? Numești tu roadă? Păi roadă este ceva pe care îl dă pomul să-l mănânce alții. Apropo, de ce mărul, fructul, are pulpa aia dulce, aromată? Îi trebuie mărului? Cum? Nu e de folos, vă rog, ține. Peperele mare, că aici sunt și bostănărie, nu? Peperi. Peperele are, fibra aceea roșie, dulce, plăcută, acrișoară, plină cu semințe. Semințele nu au nevoie de zeama aia. Abia când se termină zeama, se sparge peperul, calcă animalele peste el, sămânța ajunge în pământ și fără zeamă sau dulceață, scoate colțul verde. Mărul, fructul, nu e bun pentru măr, ci e bun pentru alții, nu pentru beneficiul lui. Ce faci tu, Doamne, eu studiez Scriptura, eu îmi pun la punct doctrina, eu vreau să fiu mântuit? Și care e roada ta? Doamne, ce mai vrei? Mă lupt pentru sfințenie. Și Dumnezeu spune, nu înțeleg. Care e roada ta? Adică ce roadă? Și creștinul stă în fața judecății uluit, cu falca căzută. N-a înțeles. Frații mei, Ivancică și generația lui a adus roadă, dar eu sunteți dumneavoastră și eu. Dumneavoastră ce roadă aduceți? Pentru că cine n-aduce roadă, e în mine și n-aduce roadă, îl tai. Pentru cine nu rămâne în mine, vine la adunare, e în registru, dar el mai are filme de noapte, el mai cu prietenii, mai face și o glumă de aia fără perdea. El nu mai e în el, dar e în registru. Două categorii care se chinuie degeaba pentru împărăție, că nu o să o vadă. Iar ceea ce pe mine mă doare cel mai mult este că toți avem capacități, toți avem ceva care să putem da și dă 1% sau mai puțin. Am făcut odată un chestionar cu colegii pastori când eram la uniune cu pastorația și cu misiunea. Și am întrebat, măi, ia spune, câți creștini vii ai în districtul tău? Și apoi fiecare a zis. Unul a îndrăznit și a zis 10%. Și odată s-a auzit, dar ce? Ai tu 10%? Păi a început să numere, hai că sunt vreo 8. Mai coboară, i-a strigat unul. Câți creștini care rodesc, care transmit lumina? Hai să vă povestesc o întâmplare. Acum mi-a venit în minte și mai am timp. Câți dintre voi, pe cinstite, ați auzit și ați accesat site-ul pe YouTube Hope Discovery România? Mâna sus. 1, 2, am prea multe degete la mână, 5, 6, 7. Vreți să știți povestea acestui site pe YouTube? Eu eram secretar la conferința Muntenia în 2004, 2003-2004 și primesc un telefon că cineva, el și soția, vor să vină
ortodox sau ce erau, să discute cu mine. I-am primit la mine în birou, mi-a spus după aceea, credea că întâlnește un hierar cu barbă sură, cu o bonetă în cap, a găsit un cetățean și în cămașă, nici măcar așa poftit să nu-l trăvă, nu era ce așteptau. Și am început discuții. Discuțiile au continuat și în cadrul privat, acasă, au continuat într-o grupă de rugăciune de tineri. Acest bărbat și soția lui erau două, să spunem noi, persoane care pe scară profesională au ajuns destul de sus. Povestesc doar despre el, despre ea acum nu ne interesează. Pe el îl cheamă, are un nume ciudat, nu vă speriați, Atila. Și că ăsta e hun. Nu e hun. E din Covasna, părinții lui sunt secui, dar el nu prea știe ungurește. Eu își vorbesc mai bine ungurește ca el. Pentru mine, mama mea era jumate armeancă, jumate unguroaică. Adică armeni-unguri. Și în casă, cu mama vorbeam ungurește mai rar, mai mult cu bunica, care abar n-avea de limba română. Și acolo mi-am dat, vreți să vă vorbesc în ungurește? Acolo mi-am dat drumul la limbajul, la vocabularul de piață. Deci nu cel academic. Asta îmi lipsește, din păcate. Mi-a folosit însă relațiile cu oamenii cât timp am fost și încă sunt în Transilvania de Sud. Acolo m-am mutat. Târgu Mureș. Acest Attila Peli, asistent universitar de matematică, pe când a obținut o bursă la Aberdeen, în Scoția, avea bursă, dar nu-i ajungeau banii. Părinții, oameni de rând, n-aveau. Și atunci a spus, trebuie, înainte să-mi dau doctoratul, pentru că ca să rămâi și să poți promova pe scară ierarhică academică, trebuie să ai doctorat, sine qua non. Și omul zice, trebuie să intru în business. Fratele lui, un foarte bun avocat, unul din cei mai valoroși avocați din România, mai mare ca el, fratele lui a pus o vorbă bună la un client care avea o firmă, o filială a vestitei firme de imobiliare sau de brokeraj, Colliers. Noi nu știm că nu ne ocupăm cu asta. La data aceea era a cincea din lume. Și când s-a prezentat Attila, Attila Peli îl cheamă, iar pe fratele lui e Peli Filip. Dacă căutați Peli Filip, o să vedeți ce mare avocat e fratisul. El era asistent universitar și când a ajuns la șeful Colliers România, i-a spus, auzi bă, n-am nevoie de tine. Mi-a spus, frate, tu și pentru el trebuie să o fac, dar fii atent, eu n-am nevoie de matematicieni, eu am nevoie de bani, oameni care duc bani. Îți dau 3 luni și te dau afară. Mi-a vorbit foarte, așa, ca între businessmeni. Și a spus, acum trebuie să aduc bani. Și a pus o cotă, adică să fie broker, să poată găsi pentru obiective. Atenție, firmele astea nu se ocupă de case sau de apartamente de vânzare. Nu e agenție imobiliară. Este o corporație care se ocupă de mari obiective industriale, terenuri mari, înțelegeți, nu mărunțiși. Și în firma aceea era cineva cu multă greutate. Era poate cel care ducea cei mai mulți bani. Era o personalitate sumbră, necinstită și umbla și cu puteri oculte. Dar aducea bani, el era referința și de fiecare dată, după o lună, îi mai mărea pragul, pentru că ăla creștea și atunci trăgea după el obligatorul pe ceilalți. Și Attila a spus, trebuie să înveți de la el meseria. Tocmai atunci a început studiul Bibliei. Tocmai atunci a avut loc convertirea lui. Și a spus, nu pot să merg pe drumul ăla. E un drum negru, murdar, întunecat. Și atunci a zis așa, Doamne,
Dacă tu mă ajuți să fac bani, cât ăla, 90% îți dau ție din ce câștig. Și spune, la 30 de ani eram milionar în euro. Adică 90%, continuați. Le-a dat Domnului, om cinstit. Și omul acesta este și a fost și este o personalitate în domeniul imobiliar mare. De nu știu câte ori am văzut eu Ziarul Financiar, interviu cu el sau îl prezintă pe el Attila Peli. Și a trecut timpul, venea la biserică, l-au făcut și prezbiter în Grant, la Învingător, la Lucăcești. L-ați cunoscut? Așa. La Speranța. Și Attila zice, mă, dar eu ce fac? Eu ard gazul de pomană. Eu consum oxigenul din sală. Eu ce fac? Eu trebuie să fac ceva. Și omul a devenit director de film, regizor, cineast, de toate. Și a produs un film, două, trei, patru. Nu filme cu... Nu cu de-astea. Documentaristică. Și a dat pe DigiTV, atenție, două din producțiile lui. Una se cheamă Minerii, în două episoade, și alta în 10 episoade. El e omul care a fost în Congo Democrat, pentru că a mers pe urmele lui Țărțărău. Și a fost din Peru până în Vanuatu, din, știu eu, la, din Polul Nord până în Namibia, Uganda, a fost în Vietnam, pe unde a fost Țărțărău. Iar filmul lui e un film spiritual numit The Third Way, a treia cale. Vis-a-vis de prima cale, care e colonialismul, care a luat totul de la amărâți. A doua cale e cea pe care o folosesc neomarxiștii. Lasă-i bă acolo, că e cultura lor, e murdărie cu gândaș. Asta-i cu lasă. Și a spus, calea a treia nu e să furi, nici să-i lași, ci să-i ridici. A treia cale. Vreau să vă spun că filmul pe care l-a produs el, l-a prezentat la marele festival și concurs, prezentări de filme de la San Diego. Sunt două mari, mi-a zis el, eu nu știam, mari evenimente cinematografice. San Diego e unul. Și spune, doar în categoria de filme documentare unde a aplicat el, erau 13.000 la concurs. Și în cele 30 selectate pentru plen, a fost și al lui. Și după ce a urcat cu, cine a auzit de alpinistul nostru, Alexandru Găvan, ați auzit de el? Suntem cam rupți de lume, nu e rău, dar nu e nici bine, pentru că trebuie să fie întors de acolo, când oamenii au văzut, au spus nu da filmul, deși a costat bani. N-are dreptul să publice, pentru că le arată coaja fără haină. Ei bine, după ce a făcut toate astea, zice, asta nu-i drumul meu totuși, nu asta e calea. Eu nu sunt o fire boemă ca să plec de colo-colo, am nevoie totuși de un program, e matematician. Și atunci s-a băgat din nou în firmă, l-a luat o firmă mai tare, GLL. Intrați pe internet și veți vedea, este prima din lume americană. Iar el l-au rugat să fie land director, directorul de brokerajul teritoriilor din București, mă rog, din alte părți. Știți ce s-a întâmplat? În timp ce făcea bani, căuta un spațiu în care să se realizeze ca misionar, ca roadă. Împreună cu încă două persoane a spus, hai să facem o tabără, un așezământ pentru toți cei dependenți de internet, care sunt bolnavi, care nu și-au pierdut serviciu, familia, că nebun de internet. A fost cât paci să se realizeze, dar din anumite motive s-a blocat. A vrut să facă
un refugiu pentru familii pe pragul divorțului, un spațiu unde să stea 10 zile cu consiliere să nu se divorțeze. N-a mers. Și în anul 2017, dacă nu mă înșel, deodată mi s-a prins becul. A citit într-un document că anul 2018 este anul în care se întâlnesc doi vectori, unul în scădere și altul în urcare. E televizorul pe care tinerii nu-l mai gustă. Ei au internetul. Și internetul care urcă. 2018 este punctul în care s-au întâlnit cele două și el a spus, ce facem noi pentru tânăra generație? S-a rugat și Dumnezeu i-a spus, fă clipuri tematice spirituale. Așa s-a născut în mintea lui Hope, this Hope, e Hope Channel, e speranța, Hope Discovery. L-a prezentat conducerii Radio TV, s-a prezentat la Uniune, s-au bucurat, au prezentat la Diviziune, și Diviziunea a spus, ne place 150.000 de euro, fă. Și acum, cu oxigenul acesta financiar, a început să producă. În 2018 a fost în Lisabona. În 2019, arătând la marea întâlnire a Departamentului de Comunicații Mondial. Din toate țările și continentele, din toate diviziunile, s-au întâlnit la Lisabona ca să discute strategie. Și toți vorbeau de televiziune și el a spus internet. A doua oară a fost în Seul, Coreea de Sud, și acolo, deodată, parcă s-a trezit o altă înțelegere. Și a treia oară a fost în aprilie, nu, în vara anului trecut, dacă nu mă înșel, nu mai știu când, a avut loc întâlnirea la Petra, în Iordania, conferința generală pe tema asta. Și atunci au spus, stop, vrem să discutăm cu tine. Săptămâna aceasta, miercuri, vă spun ca să sar către sfârșit, Atel Apeli a plecat la Londra miercuri și joi s-a întors în România. Ce ai făcut acolo, eu știam, s-a întâlnit cu directorul și adjunctul de la conferința generală pe comunicații, pentru că conferința generală dorește ce se face aici în România. Să-și ia ca brand, ca material și prezentatorii români să fie substituiți, animația există, desene, să fie substituiți cu prezentatori englezi sau brazilieni sau de altă treabă. Noi dăm scripturile traduse, iar ei pun oamenii în loc și difuzează clipuri. Dacă intrați în HopeDiscovery.com sau România, veți descoperi câteva categorii. Prima e spirituală, acum a apărut de curând Biblia sub asediu. Cine știe? Cine a văzut? Biblia sub asediu. Vă spun, a început în ianuarie, suntem deja în februarie. Există vor fi 14 prezentări din care s-au arătat 5 până acum. Și dacă ați ști ce răspuns vine din partea celor care sunt pe internet, că nu sunt moși, sunt tineri. Doi, este Nimic nou sub soare, un material, parabole, ilustrații, aplicație, ilustrații din istorie, aplicație, 5 minute, 4 minute, 6 minute. Există un alt, tot la spiritual, și asta ține Atel Apeli, matematica și credința, dar făcută pentru cei care discută lucrurile la un nivel puțin mai sus de mediu, nu foarte înalt. Există filmulețe, există despre sănătate, miracolul din tine, există decizii înțelepte. Iar pe lângă asta sunt în lucru una, două, trei, una se numește Tragedia Veacurilor. În 7 sau 8 episoade, în care se prezintă lumii marele conflict între Hristos și Satana printr-o paralelă continuă cu o istorie pământească. Un caz. Eu am văzut una, două, noi suntem aproape, lucrăm împreună, să zic așa.
Auziți? Dacă noi, care, câți aveți internet? Mâna sus, mâna sus, mâna sus, mâna sus. Și la cor, la balcon, aveți internet? N-ați ridicat mâna. Ah, m-am prins. Bun. Dacă am avea internet și dacă am intrat să vedem Hope Discovery România, am difuzat și am început să avem roate. Pentru că roata înseamnă să oferi măr, să mănânci altceva, nu tu. Pentru că pulpa nu e pentru tine, pulpa e pentru altul. Este doar un mod de a ne implica în distribuirea dragostei lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că România, prin acest băiat care a zis, eu ce fac? Nu mai angajat. Primește o leafă minimală de la față de cât primea el, de la Speranța TV, în cadrul acestui proiect de 3 ani finanțat de diviziune. Un salariu foarte mărunt, dar spus, eu fac pentru Domnul. Nu vreau bani. Vreau roade. Frații mei, pare rău, timpul meu s-a scurs, mai avem poate un sfert de oră pentru eventuale întrebări. Dar să nu credeți că roada însemnează doar să dai din gură, să vestești mesaj. Oamenii n-au nevoie de bolboroseli, de gargară, zic oamenii. Au nevoie de mărturie. Și mărturia este dragostea. Vreau să știți că soția mea a condus la Hristos mai mulți ca mine. Sau ce am văzut eu rezultate, la mine nu mă uit. Știți prin ce? În fiecare vineri face o oală mare de borș, ceva, un cartof mult, și în adunare se uită. Vreau să-l invităm pe ăla. E un om singur. Doi tineri, soț, soție, necunoscuți, cheamă-i la masă. Și vreau să vă spun că Atila, din borșul ăsta și din cartofii ei, cred că a prins cheag, nu atât din vorbele mele. Cunosc eu cel puțin 3 cazuri care au venit la Hristos din cauza, nu a talentelor oratorice, ci din cauza dragostei manifestată. Manifestați dragoste, faceți ca oamenii să știe că sunteți izvoare de dragoste. Pentru că Dumnezeu nu atât de mult a predicat lumii încât a dat mesajele sale cerești pentru ca oricine... Nu! Atât de mult a... Asta e Evanghelie. Și dacă iubești, devii lipicios. Dacă iubești, oamenii te doresc. Dacă iubești, ești căutat. Iar dacă noi suntem preocupați cu sfințenia noastră, cu neprihănirea noastră și cu profețiile, nu știu cui, unde sunt roadele? Vă amintiți, și cu asta am încheiat, unul din cei mai frumoși pomi cu frunze lobate. Știți cum se cheamă? Smochin. N-ai rod? Tai-l. Luca 13. De ce să mai facă umbră pământului degeaba? Doamne, zice vierul, am să sap la rădăcini, pui cu noi la rădăcina. Poate va da rod, mai lasă-l un an. Dacă nu, da el. Vă rog, țineți cont. E vorba de mântuirea noastră. Și nu că roada, hai, produc și eu un rod ca să mă mântui. Nu, 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 nu. Rămânerea în el produce roada. Roada fără producerea el este măr de lemn. Ați văzut mere de lemn, colorate, roșii. Și ți-ai rupt dinții. Deci trebuie roade născute din relația cu Hristos. Frații mei, avem 2 proiecte. Unul se numește Gloria Dei în Alexandria. Credeți că veți putea oferi un borș lung și niște macaroane, că sunt ieftine, pentru cei care vor cânta? Începe să vină inima la loc. Credeți că îi puteți găzdui în hol undeva, pe matrațe? Nu-i primiți în casă, nu? Am înțeles că în hol nu primiți doar în camere. Vreți în camere? Da. Mi-a venit inima de tot la loc. Iar al doilea proiect pe care v-am spus că e vorba de roadă, prima e de imagine, a doua este de roadă, se numește Hope
Discovery România. Intrați pe el și share-uiți, trimiteți la cât vreți și veți vedea că oamenii doar prin simplu gest de share, a împărtăși, a transmite mai departe, o să guste din dulceața Evangheliei. Și când veți vedea dumneavoastră, o să vă placă ce vedeți acolo. Pentru că au fost făcute cu rugăciune și sacrificiu. Vreau să vă spun că m-a întrebat cineva, sunteți pensionar, frate? Și eu zic, nu sunt. Pensia e cea mai mare minciună. Vrei să-mi spui, dar ce, a câți ani a ieșit Avraam la pensie? Eu știu ceva. Dar Moise, la cât a ieșit la pensie? Nu există pensie. Cine are o chemare, cine este ucenic, e ucenic până la moarte. Corect? Iar eu m-am implicat în această ipostază, nelegat de un district sau de o conferință, pentru Speranța TV și Hope Discovery. Și o să vă spun că sunt voluntar. 0 lei, 0 bani. Dar o fac că mă bucur că pot sluji. N-am nevoie. Dumnezeu mi-a dat pâinea de care am nevoie. Dar faptul că pot să fac ceva pentru alții mă ține tânăr. Mă face plin de putere și sunt recunoscător lui Dumnezeu că e nevoie de mine, dar e nevoie și de tine, și de tine, și de tine, și de tine. E nevoie de noi toți. Și pe fiecare la locul lui. Pe mine m-a pus acolo, că, da, așa a vrut tata. Pe mine să vă poate pune ca un distribuitor de informații, de răspuns la comentarii acolo. Pentru că, vă spun, în luna ianuarie au intrat la comentarii. Știți, după ce apare, spuneți opinia ta. 900 de răspunsuri diverse, nu de la adventiști. Erau doar 3 din seria Biblia sub asediu. Prima se numește Biblia cea mai mare înșelăciune. E sau nu e? Zic unii. A doua, dovezi, mă rog, că Biblia este inspirată. 3, dovezi că Vechiul Testament e autentic istoric. Dovezi că Noul Testament e autentic. Și acum a cincea temă se numește A existat Iisus? Și o să le vedeți, durează 6 minute, dați la oameni să fie mărturie. Că altfel noi lucrăm degeaba și o să fim surprinși că alții vor, iar noi nici nu știm că s-a produs Hope Discovery România. Vreau să mai spun ceva. Până acum, până la ora actuală, emisiunea care am produs eu pe Nimic Nou Sub Soare, le-a reprodus directorul, același text tradus în engleză, doar el le-a prezentat directorul Asociație, secretarul Asociației Pastorale din lume, de la Conferința Generală. Și urmează să le preia Dwight Nelson. Un românaș anonim și Dwight Nelson joacă pe textul unui românaș anonim. Nu vă dați seama ce impact are asta România pentru Conferința Generală. Dumnezeu să vă ajute și mă rog Domnului ca părtășia noastră de astăzi să nu fie zadarnică. Amin.